Salutare, dragilor! În acest episod vreau să vă prezint top 5 exerciții pentru spate, așa că dacă ești începător și nu știi ce exerciții să faci la sală pentru a dezvolta musculatura spatelui, urmărește acest video și cu siguranță vei avea rezultate. Primul exercițiu, rama din șezut. Acesta este un exercițiu mai mult pentru dezvoltarea grosimii spatelui. Mișcarea trebuie să fie foarte controlată, spatele drept, mâinile întinse, aplicat puțin în față, privirea sus, pieptul în față și tragem numerii în spate, în timp ce scoatem pieptul în față, menținem câteva secunde și lăsăm ușor în față. Aici recomand să faceți între 3 și 4 serii, a câte 8-10 repetări. Următorul exercițiu, tracțiune la bară. Acest exercițiu ne va ajuta să dezvoltăm lățimea spatelui. Acest exercițiu chiar nu trebuie să lipsească din programul tău de antrenament de spate. Aici recomand tot așa 3-4 serii până la epuizare în caz că o să faci mai mult de 15 repetări, o să-ți atașezi de corp o greutate pentru a face mai puține repetări. Al treilea exercițiu o să fie ramat la aparat din șezut. Acesta este un exercițiu care te va ajuta să izolezi foarte bine musculatura spatelui. Aici tot așa mișcarea trebuie să fie foarte controlată, pieptul sprijinit, spatele drept, pieptul în față și tragem brațele cât mai în spate. Menținem și lăsăm ușor. Aici recomand să faci între 3 și 4 serii, a câte 12-15 repetări. Exercițiu cu numărul 4, să fie ramat cu bara. Aici o să implicăm marele dorsal, rotundul mare, rotundul mic, trapezul și romboidul. Este un exercițiu considerat de bază, care te va ajuta să dezvolți grosimea spatelui. Aici o să recomand să faceți între 3 și 4 serii, a câte 6, 8, chiar 10, 12 repetări, în funcție de nivelul fiecăruia. Hai să vedem cum se face acestea corectă. Priza, lățimea, mai rapid decât lățimea umerilor, încă în bara. Așteptăm în față, genunchii puțin îndoiți, spatele drept, privirea în față și tragem bara spre abdomen. Mișcarea trebuie să fie foarte controlată, atât pe partea negativă, cât și pe partea pozitivă. Ultimul exercițiu o să fie îndreptări cu bara. Este un exercițiu de bază. Este mai mult pentru cei mai avansați. Dacă ești începător, îți recomand să faci la hiperextensiv, să lucrezi zona lombară. La îndreptări, facem priza pe bară, lățime umerilor, sau puțin mai largă. Spatele drept, pieptul în față, umerii în spate. Și în timp ce coborăm, privirea neutră, îndoim puțin genunchii și ne aplicăm în față și sus. Să ne axăm în special pe zona lombară. Cu toate că în acest exercițiu o să implicăm și alte grupe musculare. Este un exercițiu de bază. Este mai mult indicat persoanelor inițiate sau mai avansate. Te va ajuta să dezvolți forța, masa musculară. Vei implica și alte grupe musculare, precum sunt bicepsii, femural, bicepsul femural și alte mușchi al spatelui. Te va ajuta totodată să-ți crești nivelul de testosteron. Acestea sunt cele 5 exerciții pe care vi le recomand atunci când ești începător sau ești inițiat, ai șanse de la 6 până într-un an de zile de sală. Cu siguranță sunt și alte exerciții care te vor ajuta, sunt benefice pentru dezvoltarea masei musculare. Dar acestea sunt exercițiile pe care eu vi le recomand, pe care eu le-am experimentat de-a lungul timpului și au dat rezultate. Cu siguranță sunt și tehnici de antrenament,
mai avansate, dar asta când ești începător sau inițial nu te interesează, pentru că tu trebuie să dezvolți masa musculară și trebuie să înveți să faci exercițiile corect și să aplici exerciții de bază în antrenamentul tău. Așa că atunci când vrei să crești masa musculară, antrenamentele nu trebuie să dureze mai mult de 45 de minute pe o grupă mare, cum este spatele. Trebuie să ai alimentația adecvată pentru obiectivul pe care îl ai, să mănânci calorii care să provină din proteine, carbohidrați și grăsimi și, bineînțeles, suplimentele adecvate de care ai nevoie pentru a te recupera. Acesta a fost videoul de azi, așa că nu uita să dai un subscribe acestui canal de YouTube. Vă pot urmări și pe Instagram, Florin Damșa Fitness, pe Facebook, Florin Damșa Fitness and Bodybuilding. Și sper că te-a plăcut acest video, ne vedem în următorul video.